prezența dumnealor. Domnii profesori, domnul profesor universitar dr. Ion Solcanu și domnul profesor conferențian dr. Nelu Cristian Prostanu de la Universitatea Alexandru Iacuța de Iași, Facultatea de Istorie, și domnul profesor dr. Cătălin Botoșineanu de la Arhivele Naționale din Iași. Vă mulțumim că ați acceptat să fiți alături de noi în aceste zile pentru a ne reaminti faptele istorice al acestui neam. Și în evenimentele de astăzi, după ce vom face o dezbatere despre Alexandru Iacuza și epoca sa, vă invit în sala Galeriilor de Artă Alexandru Iacuza să vizitați o expoziție de documente și fotografii, ruginoasă în documente și fotografii, fotografii vechi, pot spune chiar de la testarea documentară a acestei localități până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Sunt o parte din documente și fotografii achiziționate. Pe viitor sper cu ajutorul dumneavoastră să îmbogățim această colecție și să facem nu o expoziție temporară, ci o expoziție permanentă, pentru că pe noi, ca și localitate și locuitori acestei comune, ne reprezintă această istorie. Am să dau cuvântul domnul profesor Ion Solcanu pentru a începe dezbaterea noastră vertul Alexandru Iacuza și epoca sa. Da, mulțumesc. Dacă încercăm fără tehnică, nu? Parcă, dacă nu ne auzim, încerc să explicați după aia. Bineînțeles că nu sunt la Lucinoasa pentru prima dată. Mulți dintre dumneavoastră vă știu nu cei ruginiți, da? Ci locuitorii de Lucinoasa, vă știu foarte bine. Uite-te. Mă bucur să revăd aici, pe capitele cu Părinte Pavel, o biserică splendidă. N-am mai fost la biserica dumneavoastră prea cu cerce părinte de câțiva ani, dar a spus umărul, așa, și m-a determinat și pe mine. Da, să pun numărul. Pe urmă, aveți pe prea cu cerce părinți alături, coliturghisitori. Și e greu de trecut de la starea de suflet pe care ne-ați creat-o prin rugăciunea făcută la lucrurile laice, să spunem. Eu, cel puțin eu fac trecerea mai greu de la asemenea. Felicitări domnului primar, domnului colonel Muraru, pentru organizarea zilelor comunei Ruginoasa, care nu pot fi altcumva decât acum, cu unirea, nu? Cu 24 ianuarie. Nu? Pentru că dumneavoastră a avut aici un cetățean al comunei Ruginoasa, cum în altă parte a țării nu există. Nu? Numai aici, la Ruginoasa. Și aveți și cu ce vă mândri, dar și obligațiile sunt mari. În memoria cetățeanului Alexandru Ioan I de la Ruginoasa și ferește a doamnei Elena de la Ruginoasa. Doamna Axinia, absolventa noastră de facultate, este inimoasă și mă bucur să o regăsesc în această postură, nu? Aici, la Ruginoasa. După cum spunea și domnia sa, n-am venit cu mâna goală la Ruginoasa. Am venit însoțit de colegii mei, de domnul profesor Ploscaru, de mai tânărul specialist în Arhivele Statului, domnul Botoșeneanu. Dar nu vom încerca să vă plictisim, fa pentru care ne vom mărturisi câteva dintre cunoștințele noastre, dar fără să vă plictisim, aducând și lucruri noi în discuție. Mai ales că în sală sunt profesor mulți de istorie, este deja inspector de istorie și aceasta ne și obligă
de noi, cei care suntem aici la, la masă. Ziceam de titlul acestui simpozion, care să fie Cuza și epoca sa, pentru că, într-adevăr, doar cei 6 ani, cei 7, 59, 66, de 7 ani de domnie a lui Cuza, este una dintre cele mai profunde și rodnice transformări în bine a țării. Cum România n-a mai cunoscut o asemenea perioadă de libertate. N-a mai avut nici asemenea oameni. Nu știu, Dumnezeu i-a lăsat atunci grămadă și în țara Moldovei, și în țara muntenească, și în Ardeal, oameni care se uitau spre țară și nu spre ei. Care au guvernat pentru țară și nu pentru ei. Greu să mai găsești în istoria țării noastre o asemenea pleiadă de personalități, de mari patrioți. De mari patrioți. Crește că țara a trecut prin momente dificile de atunci și până astăzi. A mai fost perioada 1918, cea 1915-16-17 cu primul război și apoi încununarea unor năzuințe de viaturi prin strângerea românilor în granițele unui stat unitar. Din multele lucruri pe care le-a făcut Cuza, și colaboratorii săi, pentru că singur nu au putea face, dintre care cel mai important, cel mai de seamă, Mihail Pobrădiceanu. De fapt, în opinia mea, poate să -și greșesc, eu am un cult pentru 3 mari oameni politici ai țării. Pentru Ștefan cel Mare, pentru Alexandru Ioan Cuza și pentru Mihail Pobrădiceanu. Nu cred că sunt alți oameni politici de o asemenea vergură, de o asemenea sacrificiu, cum au fost acei 3. Și întâmplarea face, poate că nu întâmplarea, toți să fie moldoveni. Toți să fie moldoveni. De aici, din Moldova noastră. Ștefan cel Mare, când a pus granițele pe Nistru, cu cetățile pe Nistru, între Nistru și Prut, localitățile le puteai număra pe cele 2 mâini. Dar el a văzut în perspectivă, pun granițele pe Nistru, că e pământul țării mele, se vorbea română, nu moldovenește. Deci o viziune extraordinară. Peste sute de ani l-a văzut evoluția acestei țări. Dincolo apoi de sacrificiile pe care le-a făcut. Dintre multele lucruri, spuneam, bune pe care le-a făcut Cuza, rămâne școala. Cea mai importantă, zic eu. Dar nu există domeniu în care să nu fi modernizat statul, perioada lui Cuza și a lui Mihail Pobrădiceanu. Nu există domeniu. Armată, învățământ, administrație, justiție, comunicații, tot ce pot. Sigur că da, justiție, codul civil. Deci nu există o asemenea perioadă de modernizare a țării pe cum a fost perioada lui Cuza și Pobrădiceanu. Ei, s-au uitat atenție la școală. Și nu întâmplă. Dar ce au găsit ei în domeniul școlii, ca să înțelegem bine ce au făcut Alexandru Ioan Cuza și Pobrădiceanu? Nu mă voi referi la școlile din orașe, școlile urbane care aveau.
ci la școlile de sat, școlile rurale. Pentru că aici era talpa țării. Aici erau cei mulți, majoritatea covârșitoare neștiutori de carte. În țara românească, spun lucrările, erau la 1860, 1858, 59, 60, spun că erau 2000 ceva de școli, sătești, în țara românească. Nu ne închipuim că erau școli ce e ce e acum. Da, într-o casă de țăran, dascălul aduna, îl sponsoriza, să spunem în ghilimele, deci îl plătea comuna și dacă mai scăpa ceva de la centru, câte un ban. Dar erau. Mai târziu, Crețulescu, când a ajunge ministru, ia încă o dată inventarul și de la 2000 și ceva de școli, coboară numărul lor la 1800. Tot enorm. Dar, să zicem, școli de asta, cu dascăli de sat, cu preoții, care erau... Pentru că nu erau școli laice de școli normale. Ce aveam în modul ăla? O fi fost câteva școli din trasa, dar școală publică sătească, nu exista una. Școală publică, adică întreținută de stat. Făcută de stat, învățătorul plătit de stat, nu era. Grigorie Ghica, domnul Grigorie Ghica, la 1851 ianuarie, promulgă un așezământ, o lege al învățăturilor publice, spune. Și acest așezământ, această lege de la 1851, prevedea un lucru revoluționar. Limba de predare în școli va fi limba națională. Atât. Nu alte limbi. Limba națională. E mare importanță. A stimulat dezvoltarea limbii române. Cum ne închipuim că în următorii 20 de ani apare luceafărul poeziei românești și al cuvântului românesc? În limba română. Dacă n-am fi avut, nu? Verbul de acum înainte român. Ce mai spune el? Da? Să facem școli rurale, școli elementare la sătești, a doua, a treia, facem școli, dar unii care sunt învățători? Pentru că nu avem școală normală în om. Înființarea unui institut preparatar, adică a unei școli normale. Al treilea, al patrulea, facem școli, deci învățăm limba română. Facem școală preparandală. Dar unde băgăm copiii? Deci facem școli. Trebuie să facem școli. Nu îngrămădim copiii în casa unui sătean, că știu cam ce case erau pe la 1800. Mai găsim risipite aici, scolo, asemenea. O altă problemă foarte mare. Cum aducem copiii la școală? Cum îi determinăm să vină la școală pe copii. Și asta va fi o problemă pentru următorii 30-40 de ani. Determinarea locuitorilor rurali să-și trimită copiii la școală. Azi a început abandonul. Ne întoarcem la 1860. Abandonul școlar astăzi e foarte mare. În 1994 conduceam delegația Parlamentului României în India. Și a primit președintele țării, ne-a primit delegația mea. Am luat din cei 11 cărțărani, am luat pe cei care am crezut și am mers la întâlnirea cu președintele Indiei. Înainte să dă CV-ul celui care conduce delegația celălalt, ca să știe. După cum și eu am primit CV-ul președintelui, să știu cu cine stau de vorbă.
Și mă întreabă președintele Indiei, cum stați cu școala? Câți analfabeți aveți? Mulți. Erau la 4 ani după Revoluție, abia începusele, erau vreo 30-40 de mii după statistica de atunci. Zic, acum cam atât avem. În perioada comunistă, zic, a fost școală serioasă, nu... De voie, de nevoie, s-a făcut școală. Zic, dar la dumneavoastră. Zice, la noi 800 de milioane. Dar continuă și am rămas proaptă după figura mea. Zice, da, dar 200 de milioane știu carte. 200 de milioane știu carte și știu carte bună. Dintre care aproape 1 milion învață în universitățile străine. Iar acum ne spune doamna inspector, care e abandonul școlar la nivelul Iași, la nivelul țării. Mare. Câteva sute de mii, după câte știu, la nivelul țării. 264. Da. S-a început, deci, cu acest așezământ, cu această lege, pregătirea, pentru că noi, moldovenii, trebuie să vină de Munteni, am făcut-o, iată, organizat științific. Facem școală de învățători întâi. Și am făcut școala preparandală de la... Prima promoție de la școala preparandală de la Iași, de la 3 erași, de 15 elevi, director era Anton Velini, doctor Anton Velini, doctor în știință. Așa? Și doctor adevărat, facem astăzi, doctorat. Sau mai apoi a venit Titu Maiorescu. La 3 erași, la școală normală, director de școală normală, Titu Maiorescu, în 1863. Era și rector la universitate. Și rector la universitate. Deci, ca să vedeți nivelul. O școală e bună sau e rea dacă ai profesor bun. Sau ai profesor. Nu corpul clădirii de calitatea școlii. Nici măcar calitatea nu și numărul elevilor. A, elevul modelez. Să nasc de la Dumnezeu, de la natură, mai deștept, mai puțin. Dar profesorul, începând cu învățătorul, cu educatorul, învățătorul și terminând cu ultimul nivel, dacă ai profesor responsabil, serios, ai școală bună. Admitem. De asta dau exemplu la 3 erași, pe Maiorescu și pe Meridon înainte. Între profesorii de acolo a fost Ștefan Nicle, la 1860. Ștefan Nicle, care a fost un profesor la universitate. Zaharia, iar toți cu doctoratul, firește că la universitățile de la Viena, din Germania, din Franța, pentru că la noi nu se dădeau atunci așa ceva, doctor. În 1857, când noi am recuperat cele 3, în 56 la 57 ne-am înstăpânit acolo, în sudul Basarabiei, am trimis prima promoție de absolvenți de la școala preparandală să fie învățători în sudul Basarabiei. 25, 15, așa, iar restul seminariști de la Socola. Seminar, temei, limbă greacă, limbă latină. Zbârnea. Rector era preasfințitul... Filares Primar. Nu, și probabil a venit, a fost Filares Primar multă vreme, dar a venit, era un episcop. Stavropoleu, da. Oameni de temenici. Clasul inferior, cursul inferior, nu? De 4 clase, cursul superior, încă 3, terminai 7 ani de seminar la Socola. Erai. E, continuau studiile pe urmă, însă mai departe, la facultățile mari, în țară n-aveam. Nicodim Munteanu, viitorul mitropolit al Moldovei și patriarh, a făcut studiile la Kiev. Dar ce studii?
Când au venit rușii cu armata sovietică, era între puține vorbitori de limba rusă. Da? Și tot au vrut să l-au tot invitat Stalin. Că au dat și drumul la biserică, pentru că până la război era, biserica a fost distrusă în Rusia. Nu aveau nimic. În 1981 am avut ocazia să mă duc în Cracovia. Și am trecut prin Cernăuți. Am făcut o excursie cu mașină cu profesorul Toderașcu. Fiecare cu mașina lui și cu familia. Hai să vedem Cernăuțe, că era durerea, să vedem Cernăuțe cum e. Unde a fost o facultate de teologie extraordinară. Când am intrat în catedrală, catedrala era toată un muzeu, avea tărăboanțe, ca să spun, roape de fier, tărăboanțe, gârlețe, sape, și erau din realizările economiei Republicii. Asta era. Era magazie. Iar jos la... asta era jos, sus, deasupra, la cor, la Cafas, era o expoziție de cetățeni ai Uniunii Sovietice, Stahanoviști, portrete de Stahanoviști, toate numai, erau busturi toate, și bineînțeles că bustul tot era acoperit de medalii. Și chipul Stahanovistului, un pic ce se vedea. Asta era catedrala imensă de la Cernăuț. Și asta a fost în Rusia. Iertați-mă de paranteză. E binevenită, domnule profesor. E binevenită. În 50 și în 1858 se înființau în Moldova primele școli sătești. Nu mai discut cum s-au făcut localurile de școli și așa mai departe. Am publicat niște studii în sensul ăsta. Pentru că localurile de școli trebuiau să fie făcute de către arendașii moșiilor. Și câtă, ce tergiverseală pentru noi. În 1858, deci, se înființau următoarele. Dați-mi voie să le citesc. În județul Iași 3, Cepelița, Cotnare, Zăren, în județul Suceava 3, Borca, Fărcașa, Săvasa, Giulești, în județul Neamț, Davideni, Budești, Preciste, Pipilic, în județul Botoșani, Coșula și Poiana Lungă, la Vaslui, Lipova, la Fălciu, Crețești, Nănești, la județul Bacău. Deci erau școlile care se înființau în 1850, în 1859, iertați-mă. În 58 se înființau școlile de la Bogdănești, Boroaia, Hărmănești, de aici, Preutești, Rădășeni, Ghereiești, Roman, de unii prea sfințitul, așa, Ghereiești, Răchitenii, tot catolic, Rușii, Iași, Costureni, Măcăre, Sinești, la Fălciu, Ivănești și Stănilești, în Dorohoi, Cordereni și Făltiniști, la Bacău Bogdana, unii mănăstirea Bogdana, Luncani, la Neamț Bârcu și Goșmanii, Picaz, Covurlui Țipești și Putna Vidra. La Putna Vidra. În 59, deci în timpul când începe domnia, s-au înființat aceste 14 școli imediat. Dar ce a făcut devine ministru în 1860, în mai, devine ministru interimar Cocălnicea, la învățământ. Era ministru Melchisedec, părintele Melchisedec. Părintele Arhimandritul Melchisedec, cu studii în Rusia, cărturar mare. Dintre puținii ierarhi unioniști. Biserica, mă ierte prea cu cel ce părinte, n-a fost pentru Iar când Cuza a luat și averile mănăstire, vă dați seama ce dragoste a bisericii pentru Cuza. Pentru că a lovit, da, interesul național ca să poată lua moșiile închinate la muntele Athos,
care însemnau un sfert din teritoriul țării, a trebuit să secularizeze și celelalte averi, ca să nu spună Occidentul de ce. Pentru că a fost o piesă grea. Colegul care face modele, nu? Și e specialist în domeniu, știi și mai bine. A trânat o piatră de mare în recunoașterea de noastră, secularizarea averilor muntelui Athos și a Ierusalimului. Când ajunge ministrul, Cogălnicianul, vă spuneam, depune un efort extraordinar. Cu autoritate și cu inteligența lui scripitoare. Și vă dau un exemplu. Inspectorul general al școlilor din Moldova în 1860 era Nicolae Ionescu. Salarul lui Nicolae Ionescu era de 15.000 de lei numai pentru asta. Și salarul pe an. Iar salarul pentru postul de profesor, tot pe an, era de 15.000. Deci el avea pe an 30.000 de lei salariu. Ce însemna 30.000? Am adus un document ca să vă spun ce însemna. Iată, document, echivalentul un lei a monedelor în aur. Un galben austriac însemna 31 de lei. Deci avea deci la 30.000, 10.000 de carte în grad. Moșii buni erau 8.000. Sigur, adică aveau moșii de sute de hectare. Și îi cere Cogălnicianului Ionescu, du-te în Basarabia și fă raport asupra situației școlilor din Basarabia. La care Ducălini ajungea la 13-14. Ca, mă rog, 13-14.000 de aici. O dată numitul și așa mai departe. Nu e timp, că mă înghesuie, mă alungă. Și Ionescu scrie, mă duc, domnule ministru, zice, dar după ce termin școala, că am de încheiat școala și examenii în iunie și am celelalte, dar să-mi dea statul pentru deplasare vreo 10.000 de lei. Cogălnicianu ai răspunde tăios de nu vă închipuiți. Documentul nu vi-l citesc. Este extraordinar. Între altele, se spune și așa. Guvernul se află în fața nerăbdării țării care cere de la el fapte și reforme. Îi spune el. La ocuparea interimatului ministerului, subscrisul, în fața corpului profesoral, a făcut un apel domnului Ionescu să dea guvernului tot concursul pentru învățarea, îmbunătățirea și răspândirea instrucției publice, zicându-i că timpul vorbelor a trecut și cel al faptelor a sosit. Asta îi spunea Cogălnicianu în scrisoare lui Cuza, motivând cererea de demitere a lui Ionescu. Și Alexandru Acuza, domnitorul, scrie pe aprobă, ăla era plecat. Asta era în iunie, pe data de, da, în iunie, 30 iunie, plecase după examene în Basarabia și îi trimite telegrama de destituire acolo. Te duci târziu. Începe un proces de înființare de școli, doar licitesc când vă spun că mă aleargă timpul, în 60. 26 de școli în 1860, în Moldova. Nu e rurale. Ăsta e obiectivul subiectului. Agapia, Graș, Oșlobeni, Pângărați, Secălușești, Târpești, Turturești, județul Neamț, județul Roman, Cotul Vameșului, Mogoșești, Negrești, Pildești, Dorjești, știți, Dorohoi, Miculinți, Zamostea, Suceava, Orțești, Pleșești, Iași, Comarda, Zagavia, Fălciu, Huș, Buneștini și Scoposenii, în Covurlui, Galați, Balta, Brateșului și Hârsești, la Tutova, Orgoiești, în Tecuci, Bărănești, Pustiana, Bacău, Rafaila, la Vaslui, Gorbănești, Botoșani. Deci în 1860.
este perioada în care, deci, Cogălnicianul i-a pus la treabă pe televizor și pe toți dezbârniați. Determinați primarii, determinați arendașii să vă facă școli și noi, guvernul, ne obligăm să salarizăm pe învățător. Care era salariul unui învățător pe lună atunci? 200 de lei. 200 de lei. Dacă galbenul austriac era la mare, frumos, era 30 de lei, deci, împărțând la 30 de lei, câți galbeni avea învățător? 30 de lei. Plus o serie întreagă de înlesniri, plus o serie întreagă de înlesniri pe care îi dădea comuna atunci, domn primar. Comuna. Da, nu erau întotdeauna, ca să vă, ar să vă spun mai spre vale. În 64, în 64 se înființează 10 școli. Baia Lămășeni desfăzi aici, în decembrie alte, Ciumulești, Cristești, toate în Suceava. Doljești, Drăgănești, Drăgușeni, Pașcani. Pașcanii, cum spun documentele, la 1864 era o comună împoporată. Împoporată. Și primul învățător de la Pașcani a fost Iurcan. Ion Iurcan. Documentele rețipului și l-am găsit în multe documente pe Mihai Busuioc, învățătorul Busuioc al lui Sadoveanu, un mare învățător și bun învățător. În 65, deci 65 erau, se înființau 40 de școli. 40 de școli. Basara, Băurei, Broșteni, Crucea, Hârtop, asta numai județul Suceava. Care e explicația? Cine era județul Suceava, ca să clarificăm lucrurile astea? La 1860 aveam județul Suceava, cu reședința la Fălticeni. Suceava, pentru că rămăsese capitala aia, Suceava în acolo, și în ideea că va veni vremea, oameni deștepți, a spus județul Suceava celor de acolo. După 1918, când a intrat și Suceava în componența statului român, în unirea cu Bucovina, nu? Am păstrat județul aceeași împărțire, dar se cheama Baia. Cu reședința tot la Fălticeni. Baia, pentru că fusese Baia, ce știu. Până unde mergea județul Baia, atunci a mers până în pace, după 1940 și ceva. Când s-a făcut noua împărțire. Până la Rugenoasa. Inclusiv. Aici era. Rugenoasa aparținea județului Baia. Județului Baia. Rugenoasa, Băureni, Cristești, mergând mai departe pe linia aceea, Miroslovești, erau în județul Baia, Suceava. Și în 65 se mai înființează tot pentru urmă. Deci, Băltiniști, Petia, Brustur, Dolhasca, Fântâna Mare, Forăști, Găinești, Giurgești, Liteni, Mădei, pe Valea Bistriței, Proboda, Ruginoasa, Sasca, Șoldănești, Tătăruși, Uncești, Valea Glodului. Astea au luat toate ființe de anuarie. 65. În februarie 65, Cihorenii, Cozmești, Hârtoape, Oroticeni, Mirosovești, Moțca, Oprișenii, satul de lângă Fălticeni, Rotopănești, Siliștea, Sirețel, Stolnicem, Ghițescu și Țiolești, Țolești. În februarie. În mai, Heci, de lângă Restes, și în septembrie 65, Ciumulești, Dorna, Gura Negre, Laiu Stroiești, Dorna Gheosei. Stimați, stimați auditori, am zis de Ruginoasa, că s-a înființat Ruginoasa. Ia că v-am adus documentele înființării școlii de la Ruginoasa. Așa, acesta este domnul ministru, era revizor școlar, inspector pe
trei județe, pe, nu, pe două județe, Suceava și Neamț, era Nicolae Vicol. Profesor, învățător, clasa a patra, pentru că cei mai buni erau la clasa a patra puși. Ei erau și directorul de școală. Era Nicolae Vicol. Ăsta era cumnat cu Vasilea Alexandrescu, Vea Urechia. Era cumnatul lui. Dar om de mare. De, amândoi. Și amândoi cumnați. Amândoi cumnați. Vea Urechia, un intelectual de mare suprafață. De mare suprafață. Profesor la Universitatea de la Iași a fost și ministru. Mare, de mare suprafață. El a lăsat de admite prima istoria școalelor în România, dar el a făcut după documentele de atunci ce a putut scrie, da? Trebuie să faci apel la cartea, la cartea lui. Ce spune, ce spune documentul? De la 20 ianuarie 1865. Domnule ministru, Comuna Ruginoasa, din plasa Siretul de Jos, județul Suceava, nu numai în privirea numeroasei ei populații, ce trece peste 600 de familii, dar și ca proprietatea măriei sale domnitoriul, reclamând a avea un învățătoriu, nu numai teoretic, ci și practic, relativ la metodă, la zel și la manieră, un asemenea, cunoscând în persoana domnului Costache Chirița, actual învățător la Comuna Borca, plasa Muntele, același județ, deci tot Suceava, ținând seama și de cererea Consiliului din Ruginoasa, autorității de autorități, l-am permutat de la 20-a corentei, deci ianuarie 1865, așa, la instalând la Borca pe un altul, despre care referând, vă rog să binevoiți a aproba permutarea numitului și a-l lăsa cu salariul ce au avut ca vechi învățător. El este promoția Constantin Chiriță, promoția 1858 la școala, la școala preparandă. Ministru, domnule Constantin Chiriță, la 6 februarie 1865, în urma recomandațiunii făcute de revizorul respectiv, prin raportul 101, subsemnatul, așa, prin prezenta, în aceeași, nu, vă permută, în aceeași calitate de învățător la Comuna Ruginoasa din districtul Suceava, plasa Siretului, cu începere de la 20 ianuarie anul curente. Deci, felicitări, aveți 150 de ani școala din Ruginoasa. Trebuia să sărbătoriți și ne chemați la bacheta până de fi în urmă. Dar n-am știut. E bine să suntem. O să fie la anul, ia ca bacheta. Da, asta e, și am să vă dau o copie după ce o fac la... Nu rămâne mult. Nu rămâne mult Constantin Chiriță. A fost un învățător ilustru. Se îmbolnăvește și în 1866, ia ca aici documentul, 28 octombrie 1866, este îi trimite în științare ministrului că să accepte demisia și să numească învățător pe preotul Nicolae Gheorghiu din acea comună. Și urmează la catedră aici părintele Gheorghiu. Așa. În perioada aceasta de care am vorbit, în județul Suceava se înființează 62 de școli. Și învățătorii îi iau pe toți, cu 62 de învățători salarizați, toți de stat. Toți de stat. Apostoli ai satelor. Oamenii care s-au jertfit pe altarul școlii, pe altarul educației. Unii cu salarii modeste. Suport acum mai rău.
suportând adeseori mizeriile arendașului, mizeriile subprefectului în cele mai multe, în cele mai multe cazuri. Dar au educat zeci de promoții, cârduri, cârduri, cum spune învățătorul Nicolae Cârlănescu în memorul lui pentru pensionare la 1893 către ministru. Domnule ministru, odată cu trecerea vremii, cu timpul care slăbește toate, m-au slăbit și pe mine, și fizicul, și intelectul. Dar în cei 40 de ani cât a sfârșit, cârduri, cârduri de ele au ieșit de pe băncile școlii, luminându-i din memoria spun, din puțina mea știință de acești. Măcar în acest mod să ne fim și noi recunoscători, pentru că vă citesc din filozoful german Nietzsche, fericirea celor ce sunt recunoscători sporește frumusețea lumii și face mai însorit tot ceea ce există aici. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim, domnul profesor, chiar a fost o surpriză, după cum v-am prezentat în expoziție, dar sigur ați observat că lipsește, pot să zic, un capitol, nu? Al învățământului. Cu ocazia asta ne-ați completat un pic, ați participat la expoziție. Vă mulțumim mult. Iar anul nu s-a încheiat, într-adevăr, noi am sărbătorit aceste, ieri și astăzi, putem spune, zilele școlii Ruginoasa, dar n-am știut că sărbătorim 150 de ani. Vă mulțumim mult. Și mulți ani înainte școlii și felicitări cadrul didactice, nu numai de la Ruginoasa, din toate școlile unde lucrați. Eu azi am de gând și am de gând în continuare să vorbesc despre altceva, dar între timp ascultând prezentarea domnului profesor Socanu, nu pot să mă abțin să nu spun și eu câteva lucruri legate de prezentarea domniei sale. Eu aveam de gând și am de gând să vorbesc ceva despre înaintașul lui Cuza, într-o încercare de a explica totuși o candidatură care la un moment dat unora, multora dintre ieșeni s-a părut așa scoasă din robe. O să revin la această chestiune, dar nu? Să încercăm totuși o explicație cumva complementară. De ce la 1851, când era domnul Moldovei, domnul Moldovei Grigore Alexandru Chica, feciorul unui boier foarte bogat și foarte prestigios, pe care îl chema, după cum rezultă și de numele interior, Alecu Chica, de ce era așa puțin de școli rurale din Moldova? Nu pentru că erau moldovenii mai proști sau mai lipsiți de învățătură decât munteni. Fusese cumva un context diferit. În țara românească, niște profesori ardeleni, așa numit aici Eduard Aron Florian și Ioan Mărescu la Craiova, și mai ales Ioan Hedea de Rădulescu, sprijiniți de un prim-ministru, nu prim-ministru, de un prim-ministru al, se chema pe vremea aceea, al credinței, care avea grijă de culte, dar și de instrucțiunea publică, a sprijinit în primii ani ai domniilor regulamentare, în timpul unui domn care îl chema Alexandru Chica, în țara românească, a sprijinit înființarea de școli rurale. De ce? Pentru că regulamentul organic era o prevedere care spunea așa. Dacă dă comunitatea locală, statul plătește învățător. În țara românească a mers mai bine, s-a aplicat mai cu săr și s-au făcut școli. În Moldova nu prea. De ce nu prea? Pentru că au proliferat extraordinar pensioanele private. Mai în toate târgurile. Și de băieți, și de fete. Așa și atunci... Așa este. Dar la pension, dădea ăla care avea... Sigur, sigur, sigur. Era un boiernaș Brăiescu de la Fărticeni, scria lui Feciorsul la Iași, la pension era. Cred că la Miroslava, da? Da. Îi scria, apoi ți-am trimis bani să-ți cumperi de stoni nemțești, să înveți franțuzești ca să nu rămâi moflus. Adică nu rămâi moflus, adică prost, adică să poți să faci o carieră administrativă. Aici cred că este de fapt explicația. Proliferarea pensioanelor, care desigur s-adresau nu unor elevi ce veneau din mediul țărănesc, ci din mediul boierimii mărunte, boierimii mijlocii, pentru că boierimea mare își ținea copiii cu profesori acasă. Negustorile. Se chemau profesori de limbă, mulți dintre ei străini. Și apoi mergeau la studii în străinătate, unde nu prea le terminau. Era o școală la Paris, se chema Collège de France, unde nu se registrau studenți, nu se dădeau examen, se țineau doar prelegeri. Și mai toți pe acolo își duceau. În fine.
Deci există într-adevăr, există într-adevăr o explicație, cred eu, pentru care apare această diferență. La fel cum cred un profesor că memoria lui Gheorghe Asache, în 1951, legat de starea școlilor din Moldova, este cumva o reacție la acest... Da. La acest, ca să arate că a făcut și el ceva. Pentru perioada lui... Da, pentru învățământul ăsta rural, pentru că pentru ala mare a făcut. A făcut. Dar, într-adevăr, în Moldova există... Da, dar știți că e proiectul acela de 1945 din adunarea obștească, care am reușit să respinge, dar el până la urmă este adoptat prin Iisus Domnesc, prin care Academia este transformată în Colegiul Franțuzesc. Și de aici, într-adevăr, o nemulțumire legată de această franțuzire a învățământului. La care acest Hristos din 1951, zic eu, acest lege răspunde, da, cu reîntoarcerea la... Pentru că ideea aceasta școlii în limba națională exista încă de la începutul veacului al 19-lea. O altă chestie așa pe care am să o spun cumva pe fugă, pentru că vreau să mă întorc la tema la care mă gândisem de la început. Privește această perioadă, spunea domnul profesor Sorcan cu multă dreptate, că s-au făcut foarte multe reforme. S-au făcut și înainte de 1863, sfârșitul anului când vine prim-ministru Ionel Băniceanu, dar s-au făcut mai ales în timpul lunii guvernării lui Ionel Băniceanu, 63 până în 1865. Dar din punct de vedere politic a fost o perioadă foarte complicată. Împărțită cumva în două etape de ceea ce se numește în geografia noastră locuitoare de stat și o să spun două vorbe pe această chestiune, pentru că planează unele confuzii și poate că nu că aș încerca să le lămuresc acum, ci să introduc așa o nuanțare care este potrivită. Deci e complicată, pentru că avem două guverne, avem două parlamente și o instabilitate guvernamentală, adică din modelul politic lucrurile nu au funcționat foarte ușor, exista o elită politică în Moldova, una în țara românească, lucrurile s-au rodat în timp. Oamenii aveau și ambiții, chiar dacă erau devotați țării, aveau dorința de a rămâne, de a continua o carieră administrativă și atunci sigur că această unificare, această legare a lucrurilor și la nivelul instituțiilor politice, guvernul, parlamentul, la nivelul instituțiilor administrative, nu s-a făcut foarte simplu. Și atunci evident că cu atât mai spectaculoasă pare reușita reformei. Și atunci cumva lovitura de stat a fost inevitabilă. Unde planează aici o chestiune? Lovitura de stat nu e legată de faptul că a fost dizolvat Parlamentul. USA avea această prerogativă pe la Paris. Deci ce s-a întâmplat? Ionel Băniceanu a venit în Parlament și a prezentat proiectul legii rurale. Era al doilea proiect. Primul proiect s-a prezentat un an și ceva mai înainte, de Barbu Catalegiu, în vremea când era prim-ministru. Proiect care, într-adevăr, împroprietărea pe țărani numai cu curțile și grădinile. Până la acea reformă, totul, inclusiv întregul spațiu intravilan al satului, era al boierului, al stăpânului satului. Și atunci vine o argumentare nu chiar lipsită din logică, cam egoistă din perspectivă boierească, dar nu chiar lipsită din logică. Spunea în preambulul legii Barbu Catargiu și în cuvântarea prin care și-a susținut legea în Parlament, că țăranul trebuie întâi învățat cu simțul proprietății. Să-i se dea la început numai casa și grădina și curtea și apoi treptat să facă o reformă prin care să fie în etape în proprietării țărani. Această reformă, cu toate că a trecut cu o largă majoritate în Parlament, n-a fost promulgată de CUZA și n-a devenit lege. La scurt timp, Barbu Catargiu a fost asasinat, unii au pus, au cumva s-a vorbit prin București și în țară, că a fost CUZA amestecat, se pare că până la urmă a fost o afacere amoroasă, pe care nu insist, Barbu Catargiu mersese într-un lung de nu prea avea voie și a plătit cu viața pentru această chestiune. În fine, deci vine Covelicean în Parlament și prezintă textul legii rurale care îi împroprietărea pe țărani cu loturile folosite. Deci cumva, chiar dacă în preambul acelei legi se încerca o explicație în sensul că nu e vorba de o expropiere, ci este vorba de o recunoaștere a dreptului și a boierului și a țăranului asupra pământului, prin boierul țăranului este, îi se reface dreptul de proprietate prin dobândirea pământului respectiv, iar boierul îi se răscumpără printr-o sumă de bani, era până la urmă un fel de expropriere. Legea a picat în Parlament. A picat cu o majoritate care s-a opus destul de larg. Și atunci Băniceanu a avut asupra lui două hârtii. O hârtie semnată în două de CUZA, prin care era dizolvat Parlamentul, ceea ce era absolut constituțional. Și o hârtie prin care era numit din nou prim-ministru, începând cu data de 2 mai. Din nou, o chestiune absolut constituțională. Deci nu aici este lovitura de stat. Lovitura de stat, dacă o putem numi lovitura de stat, și aici am unele îndoieli,
se referă la faptul că statutul dezvoltător, adică actul care a completat Constituția de la acea vreme, care fusese dată de puterile garante, s-a făcut printr-o procedură care nu respecta într-un textul convenției, prin plebiscit, deci a fost decret domnesc și a adoptat prin plebiscit popular. O chestiune cumva absolut necesară, pentru că astfel reforme nu puteau fi susținute parlamentar. Nu exista în Parlament o majoritate care să le susțină. Nici liberale, nici conservatorii nu doreau această lege, din motive complet diferite. La liberale era o chestiune, spune, mai mult ideologică, la conservatori, evident, era un interes legat și de stăpâni. Aceste chestiuni așa cumva disparate, am încercat să le spun pentru că ele poate, mai ales aflând că sunt aici profesori de istorie, poate vor ajunge într-un fel sau altul prin nuanțările potrivite și spre ele. Lucrurile care vreau să vorbesc mai în detaliu se referă la, fără a plătitise cu tot felul de amănunte, se referă la această candidatură care unul ați apărut neobișnuită, neașteptată, Alexandru Ioan Cuza, la domnia Moldova. Că în noaptea de 12-3 ianuarie 1859, candidatul care era evident că urma să devină domnul, candidatul Partidului Unionist, a fost desemnat numai a trei tururi de scrutin destul de strânse, Alexandru Ioan Cuza, pentru unii a fost o surpriză. Și cumva, în istoriografia noastră, a persistat această idee a unei soluții neașteptate de ultim moment, care să mai estompeze din acele confruntări de ambiții ce alimentau speranțele diverselor oameni politici, n-am să-i amintesc eu acum, aici unele mine sunt foarte cunoscute, cum ar fi Vasile Alexandrii, chiar și cu Vălicianu până la un punct, Petri Mavrogheni, poate ați auzit de el, Lascăr Rosetti și alții, care aveau speranța dobândită, domnii mai sunt și alții din familii boierești mai bogate, mai însemnate din epocă, s-a controlat această idee cumva unei surprize a candidatului lui Cuza. Un coleg de la Catedra Rosă de Model, care s-o poate de aproape, eu mă cumand mult de prima jumătate a secolului al 19-lea, mi-a încojucat, o cheamă, a lămurit cumva lucrurile arătând că această candidatură n-a fost o surpriză, a fost pregătită încă din decembrie, vorba de niște documente, un dosar de candidatură depus înainte de întâlnirea de noaptea de 13-3, deci cumva era așteptată această candidatură. De asemenea, un plan foarte interesant care despre care s-a vorbit, la sfârșitul decembrie a avut loc o întâlnire la care a participat Cuza, sigur, în calitatea sa de hatman, adică de comandant al armatei Moldovei. Consulul francez, iată că erau și în vremea aceea cumva implicați și cei care reprezentau puterile garante la acea vreme și, în fine, alte personaje, se vorbea că au, printr-un marș al miliției pământenii, așa se numea armata atunci, către București, să se forțeze candidatura, alegerea și în țara românească a candidatului al domnului moldovean, oricare ar fi fost. Numai că, după părerea mea, dincolo de biografia lui Cuza, sigur, în care episoadele astea sunt postura de pe Călav la Galați și apoi de Hartman al Moldovei, comandant al armatei, pentru nu este chiar o surpriză, dacă ne uităm la trecutul familiei Cuza. O familie, sigur, care ca bogăție, ca poziție, nu se compară cu familiile Balș, Sturza, Sândulachii Sturza, cel care a ridicat Dacanda Cuzino și alte asemenea familii, care prin bogății și prin prezența constantă în divanul domnesc, încă din vremea fanarioților și continuând în timpul domnilor Ionuță Sandu Sturza, primul domn pământean, apoi al Ionuță Sturza, aveau cumva o poziție proeminentă, dar o familie cu rosturi însemnate și cu un trecut politic interesant asupra care o să mă opresc, cumva mergând pe fir înapoi, dinspre Cuza înapoi. O chestiune, în fine, care metodologic poate nu e foarte potrivită, dar o fac așa pentru ca explicațiile mele să ajungă mai ușor către dumneavoastră. Care avea un trecut politic foarte interesant. De familie boierească cu rosturi însemnate și respect mult în zona Bârlatului și a Vasului, cu stăpânirea acolo și cu implicări neașteptate în tot felul de, acțiuni politice în momente de cumpăr. Și vă dau un prim exemplu care îmi trece acum prin minte. În 1821 vine Alexandru Ipsilante, comandantul Ieterii, ajunge aici la Iași cu vreo 200 de oameni, foarte suspect. Trece de la Odessa la Sculeni, ajunge într-o zi și o noapte. Trece la Sculeni, granița, în câteva ore acolo era carantina, ar fi trebuit să stea mai mult pentru a se împiedica răspânderea bolilor. Deci au fost amestecați ușii în povestea asta. În fine, beneficiat de un oarecare sprijin la Iași, după ce lucrurile se răstoarnă și turcii intervin militar, o parte însemnată a boierimii mari fuge în afara granițelor, unii Bucovina, la austrieci, alții
la Chișinău, deci pe teritoriul, Imperiului Rus, și se produce un fel de vii de putere. Adică capii acestor familii mai însemnate, între care și stăpânul de aici, de la Buginoasa și cel care a ridicat castelul Sfântul Atisturza, alături de verii săi, nu o să vă dau acum nume, că nu vreau să vă plictisesc, pleacă și se produce un fel de vii de putere. În momentul în care poarta numește un caimacam, după liniștirea lucrurilor, acesta avea nevoie de un divan, în așteptarea desemnării unui domn care urma să-l facă poartă. Și printre cei care ajung în acest divan este un Gheorghe Cuza, stăpân la Vaslui, boier, dar boier bârlădean. Unchi de-a lui Alexandru Ioan Cuza, frate cu tatăl său, mai în vârstă era acest Gheorghe Cuza, om ambițios. De ce este relevant această chestiune? Pentru că printr-o înșiruire interesantă, de fapt, acest Gheorghe Cuza ajunge să fie candidatul cărbunarilor, poate ați auzit de ei, la domnia Moldovei în 1922. Acest Gheorghe Cuza face parte din delegația numită în acea vreme Deputăția Moldoveană care merge la Constantinopol. Turcii cheamă deputății de boieri moldoveni și de boieri munteni, în 1921, după episodul acela cu Tudor Vladimirescu, ca să postpună păsturile țări. Profitând și de faptul că Rusia, din motivii care țin de contextul internațional, asupra care nu insist, nu se mai putea amesteca așa cum o făcuse înainte. Și din această deputăție face parte și Gheorghe Cuza. Personaj în legătură cu câțiva oameni, dintre care poate cel mai cunoscut este un Ionică Tăutu, de care poate ați auzit, cel pe seama care se pune și un fel de proiect de constituție. Deci un grup de boieri răsărit din familiile însemnate de prin ținuturile Moldovei. Familii supărate de, eu știu, preeminența, de puterea formidabilă la care ajunseseră câteva 4-5 familii care monopolizase în veacul, în decenii de urmă, divanul domnesc, între care și Sturzești, vă spuneam, reprezentant al lor însemnat. Deci iată un, și avem mărturii clare în sensul acesta că Gheorghe Cuza, sprijinit de acești boieri de pe la ținuturi, a încercat, fără succes până la urmă, o candidatură la tronul Moldovei, iată cu ceva ani înainte de Alexandru Ioan Cuza. Un trecut interesant și un episod interesant, dacă vreți, interesant într-o istorie de familie, nu a reușit, poate și având un pic de ghinion, pentru că mergând în audiență la Marele Vizir și așteptând într-o anticameră, serviți, bineînțeles, după obiceiul turcesc, cu dulceață, cu cafea și cu ciubuc, a intrat un dregător și a întrebat, care e mai bătrân dintre voi? Și el s-a dus la ridicat mâna. A intrat la Marele Vizir singur în audiență și a ieșit de acolo cu firmarul domniei. Cu toate că știm detalii, nu vreau să abuzez de răbdarea dumneavoastră, care arată foarte clar că Gheorghe Cuza, având o sumă însemnată de bani la el, strânsă de la boieri aceștia care îl sprijineau, a încercat să cumpere influență și să-și faciliteze această candidatură, care nu era una singulară, pentru că atunci n-ar mai fi atât de relevant, ci una sprijinită de această boierie de pe la ținutul. Vă să vă dau și numele familiei, Vârnav, Donici, Râșcanu și alte asemenea familii, sătule de supremația bărșeștilor, roseteștilor, cantacuzinilor, sturzeștilor. Ce, nu, în decembrie, vă spuneam, în 1921, cam monopolizaseră puterea. Un alt episod interesant. Are loc cunoscuta manifestare, iată câțiva ani mai târziu, 1948-27 martie, are loc la Iași cunoscuta adunare a locuitorilor iașilor, legat de începutul de 1948 și de elaborarea cunoscutului document, petițiunea, proclamațiunea bărilor și notabilor Moldovei, pe care se cereau niște reforme. Cine apare într-un organizator? Chiar aflu recent de la Sorin Iftimi, cercetătorul de la Muzeul Unirii de la Iași, care a descoperit un document semnat de 3 persoane, între care și eu acesta, care se pomenesc imediat, cu vreo 10 zile înainte de 27 martie, din chelierea a sălii de la Hotel Petersburg. Hotel Petersburg avea o sală de mese la parter. Era un fel de han mai mare, hotel era o denumire pompoasă. O sală de mese mare la parter, unde trăgea cam tot moldoveanul ce trecea prin Iași pentru a prânzi acolo, unde încăpeau spre 1000 de oameni. De asta a fost această sală, pentru că vreau să nu fie într-un spațiu deschis. Din motive care să nu, eu știu, să ajute domnia de a trece la măsuri de represiune, ca să spunem așa, de împrăștire a manifestanților. Printre personaje, deci organizator, este un Grigore Cuza, unghi al lui Alexandru Ioan Cuza, frate cu tatăl său, Grigore. Și cu Gheorghe, frate. Da. Grigore Cuza, boier bârlădean, despre care un izvor pe care l-am găsit de pe 1839-40 spunea că umbla cu pistoale la brâu prin bârlat și spunea că o să scape țara de toți turzeții și o să ajungă domnul Moldovei.
Deci iată din nou un episod care legat de familia Cruza, un om cu ambiții, într-adevăr, dar care se considera îndreptățit în postura sa de membru al familiei Cruza la o asemenea înaltă aspirație, care este amestecat, și avea să fie și ulterior, nu mai este asupra acestea, este amestecat în toate episodul reprezentativ 1848 în Moldova, alături de alți boieri cu care Sânul rudea tot din familie de astea de pe la Ținut. Și în film, un ultim episod, coborând acum cumva, tot un Cruza, pe care îl cheamă Ioan, și care era, sau Ioniță, și care era spătar, boier tânăr înainte de, e un război important la jumătatea secolului al XVIII-lea, un război rus-o-turc 1768-1774, nu insist asupra lui, dar înainte de acea vreme, amestecat în niște conflicte între grupuri din acestea boierești care sprijineau un domn sau altul, încă din tinerețe. Deci boier răzvrătitor, ambițios și amestecat în tot felul de intrigi politice. Boier care însă, în timpul ocupației rusești, se manifestă ca un adversar al ocupației rusești. Se formează în Moldova, nu știm foarte multe detalii, se formează în Moldova cam două grupuri, unul în jurul mitropolitului Gavril Calimachie, care susține cauza trecerii principale, deci a trecerii Moldovei sub stăpânire rusească, care orchestrează trimiterea deputăției la Petersburg, deputăției ce prezintă țarinii, stând cam în genunchi, adevărat, prezintă țarinii un memoriu prin care solicitau trecerea cneziei Moldovei sub stăpânire rusească, și un grup din boieri având, în fine, din care face parte unul Manolache Bogdan, nu vreau să vă prețez detalii, și acest Ioniță Cruza, care se cam opun acestei înstăpânirea Rusiei în Moldova, sunt și în țară românească asemenea episoade, boier care continuă uneltirile sale și în timpul primului fanariot după acest război, Grigori Ghica, care cheamă acel domn fanariot, sunt tot felul de, eu știu, de intrigi politice care se fac în acea perioadă, dar având lucru interesant, având ca obiectiv desemnarea unui domn pământean. Acest domn pământean, îmi pare mie că trebuia să fie Manolache Bogdan, deci din neamul Bogdan, un neam de asemenea cu vechime în Moldova, dar înclin a crede că nici Ioniță Cruza nu era lipsit de speranțe. Amestecați în aceste intrigi, lucru iarăși interesant, intrigi sprijinite de câțiva pași turci, între care pașa de la Cotin, plătesc cu capul în 1788, sunt ultimii boieri moldoveni tăiați din motive politice, Manolache Bogdan și Ioniță Cruza sunt executați de Constantin Morozi, domnul care urmează de Grigori Ghica, când se dă pe față toată conspirația și când apare foarte clar faptul că un grup de boieri moldoveni, nemulțumiți din numirea unui fanariot, 1775, sau unui anumit fanariot, având în minte încercarea de a reveni, deci de a susține candidatura unui domn pământean, plătește cu capul. Nu întâmplător, feciorii acestui Ioniță Cruza mort la 1778, Gheorghe, de care v-am vorbit, cel cu cărbunare și un altul arghirie, vor purta o ură nemărginită, ani de zile, decenii, încă din fragedă tinereții, tatăl lor, plătise cu capul, sturzeștilor mai ales și bălșeștilor, boieri de neam mare, de neam mare în Moldova, ce îl sprijiniseră pe Grigori Ghica, și din motive, din moștii. Raiaua Cotinului se întinsese în prima jumătate a 18 și preluase multe sate de prin jurul Raiului, în mod abuziv. Vin ruși și spun nu. Pașa să redea stăpânilor de drept acestei moșii. Și atunci sigur că moștenitorii, copiii celor care căruțe de moșii, încep să prezinte, să faci un fel de comitet patronat de către ruși, în care un Lupu Balș era prezidentul acestui comitet. Și începe o lungă tevatură legată de aceste moșii, care însprește ura acestor cruzești față de familiile de frunte ale Moldovei și plasează, cred că aici ar fi un motiv important al plasării cruzeștilor în anumită tabără, a tabăra unui boierim, care se considera vechi de vremea lui Ștefan cel Mare, Alexandru cel Bun, nu totdeauna era, dar se considera așa, și care avea ambiții politice. Deci există în familia Cruza o ascendență de strămoși implicați în intrigi politice. Familia Cruza. Da. Și care au, iată, Ioniță Cruza la 1778, Gheorghe Cruza la 1821-22,
Grigori Cuza amestecat la 48. Toți rude apropiate. La fel cum alți, asemenea boieri amestecați, de neamul Râșcanu, de neamul, îmi trece acum în minte, înrudiți în apropiere cu familia. Deci, după părerea mea, deși în această perspectivă a legitimității de neam, de familie, candidatura Alexandru Ioan Cuza nu era una lipsită de sens, lipsită de suport, pentru că, evident, în Moldova lucrurile acestea erau cunoscute și înclin a crede că dintr-o o candidatură a unui personaj dintr-o mare familie, cum ar fi, repet, Cantacuzino, Sturza, Balș, nu era dorit. Și atunci, sigur că această soluție, din mai multe motive, a putut părea și a apărut celor de atunci, la 1959, ca una potrivită. Vă mulțumesc! Să luăm cu ziua. Eu voi vorbi maxim 5 minute, pentru că, după domnul profesor, eu am fost studentul dumnealor, e foarte greu să mai spun ceva. Mai mult decât atât, mă simt solidar cu cei din sală, întrucât, înainte de a ajunge la arhivă, câțiva ani buni am hărăduit și eu pe coclaurile județului, așa încât știu foarte bine plăcerea cu care au venit dumneavoastră aici, de voie, de nevoie, dar unde-i ordine, întotdeauna este plăcere, adică nu avem ce comenta aici. Domnul martor, domnul director sau doamnele director, depun și ele mărturii. Asta, voi vorbi două, trei lucruri legate din perspectiva mea, mai tânăr, oprindu-mă asupra acestui subiect, aducându-mi aminte ce am făcut la ore. Ce calvare la 24 ianuarie, o spun cu toată responsabilitatea, pentru că, nu-i așa, directori mai mult sau mai puțin înzestrați, mai mult sau mai puțin validați politic, ne puneau pe noi profesori de istorie la 24 ianuarie sau când e vorba de Eminescu, sau să facem tot felul de chestiuni la care să se adune și satul și comuna, dar primarul obligatoriu să fie și el părtaș acolo, consilierii locali. De cele mai multe ori erau oameni altor generații și aici intru de fapt în subiectul meu, că Cuza nu mai aparține lui. Cuza este de fapt aparține patrimoniul național și fiecare generație a investit în Cuza ceea ce a crezut din cuvință. Mi-aduc aminte că generația cel mai mult din sală ați învățat despre Cuza, legendele celebre cu moșul la roată, Cuza care se îmbrăca clandestin, mergea. Ei, acești oameni au cerut și mie să facă aceste lucruri. Ba mai mult chiar închireau Căminul Cultural, vreau să facem scenete acolo, lucruri care era evident un adevărat calvar pentru mine, care nu credeam sau nu vedeam așa ceva în Cuza, care nu citisem acele lecturi. Și aici intru, de fapt, mă adresez cumva profesorilor, pentru că voi critica oarecum și nu pe profesor, dar profesori în general de la universitate și pe cei care finanțează o politică a cărții în România. Trebuie spus că astăzi în România, dar și la Ruginoasa, de la Tecuci până în ori la Rădăuți și de la Dolohoi până nu există județ care să nu aibă școli în care Alexandru Ioan Cuza sau Elena Cuza să nu fie patronim acele școli. Dar trebuie spus că în ultimii 5-6 ani de când lucrez la arhive, la muzeul lui, am făcut expoziții fiecare de 24 ianuarie. Și întotdeauna acele expoziții au fost însoțite de cataloge, unul dintre ele superbe. Cărți adevărate, a fost pomenit Solimiftimi. Nu mai spun de cartea profesorului Solcanu, un curiaș de arhive, o pagină foarte frumoasă pentru școlile românești din Basarabia. Atunci, în timpul lui Cuza, înzestrate. Aceste cărți, din păcate, nu ajung către profesori. Trebuie spus că noi, ca profesori, la 24 ianuarie vorbeam din bibliotecă nimic, vorbeam la nivelul anilor 70-80, ori copiii se uitau la Cuza și nu vedeau pe Cuza îmbrăcat în costum din țăran. Se uitau la Elena Cuza și nu vedeau ca cea care au crotit copiii și țara, vedeau în Cuza câteva și cu siguranță sunt în sală puțini oameni care știu ce înseamnă cele patru decorații ale Cuza. Cu siguranță sunt oameni în sală foarte puțini care știu când se îmbrăca Cuza în costum de colonel sau când era în ce film. Cu siguranță nu știu nimic despre patrimoniul Cuza la nivelul întregii țări. Tabloul neapărat al treilea e identic cu acest da. Cuza, făcut evident înainte. Nu știm aceste lucruri, dar a avut o simpatie deosebită pentru Napoleon al III-lea. Sorin Iftim a publicat câteva cărți, dintre care ultima memorabilă, extraordinară. Trebuie spus că acea carte a fost finanțată, dacă e de la județ sau de la primărie, ea ajunge. Sunt 30 de consilieri județeni la 30 de consilieri județeni și încă 30 de volume să dăm când vine o delegație și s-a terminat. Nici măcar școlile care poartă numele lui Cuza, Elena Cuza sau Alexandru Ioan Cuza, nu ajung aceste cărți. Și asta mă întorc la gândul, când eram profesor, copiii erau puși să vorbească moșii o aroată, lucruri în care nu credeau. Fiecare generație se uită la Cuza dintr-o altă perspectivă. Și aici cred că cu toții suntem de acord. Domnul profesor Solcanu a vorbit despre învățământul în timpul lui Cuza. O pagină care era foarte puțin cunoscut. Cel din Basarabia era total necunoscut. Știu foarte bine că lucrez la Arhivele Naționale și o perioadă le-am condus cel de la Iași, am fost des la București. Domnul profesor Solcanu a stat acolo în arhive în ultimii 5-6 ani, multe zile, pentru a aduna nume întregi, școli întregi din Basarabia. Iată o pagină despre Cuza, cu siguranță cărțile dumnealui, profesorul de istorie de la Dolohoi, cu siguranță nu știu că s-a adus o pagină nouă în cunoașterea lui Cuza.
Cu siguranță profesorul de la Ușa doar n-au despre cărțile publicate la Muzeul Unirii în care se prospetează imaginea lui Cuza. Cu siguranță nu știm acest lucru. Din păcate, orice moment, 24 ianuarie, dacă nu avem parte de câțiva dintre profesorii care cunosc aceste lucruri, cercetează, noi, ceilalți profesori de istorie, nu putem media acest discurs către elevi, către comunități. Și din păcate acest lucru se vede și în momentul în care 24 ianuarie ajung să vorbească politicieni. Atunci este zeros. Pentru că nu poate cenzura nimeni. Elevii nu cunosc decât ceea ce le spunem noi. Noi știm doar la nivelul anul 70, cărțile profesorului Zub, Boicu, cărțile mai noi, cercetările mai noi, ce se mediază? Cum ajungem? Ori aici domnul profesor Socan a povestit într-o pagină foarte frumoasă. Când profesorii la universitate mergeau în școli, mergeau și făceau ceea ce s-au făcut astăzi. Rolul acesta social al profesorului, celor care vehiculează cunoștința, celor de la muzeu, astăzi în România, din păcate, este unul foarte minor. Iar aceste cărți care vorbesc despre Cuza nu ajung la noi. Am vorbit cumva despre sală pentru domnul profesor, pentru că m-am simțit solidar cu colegii mei. Sper că nu am deranjat la mulți ani. Felicitări și vreau să știți că mă simt solidar cu toți colegii de istorie, mai tineri sau mai, care la 24 ianuarie încă, cred cu siguranță sunt puși să facă tot felul de manifestări. Aș vrea să faceți, pornind de la noile cărți. Vă mulțumesc foarte mult! Am venit, aș fi izbântă, dar din păcate... Era fric și am vrut să încălzesc puțin de asta. Despre arhiva familiei Cuza, care într-adevăr este cam săracă la noi, după cât se vede, dar nu că vreau să vă impresionăm, dar să știți că localitatea noastră are o arhivă, cum să zic, de suflet, de suflet mai mult pentru Alexandru Cuza. Dar noi, cum să vă spun, de la 1873 permanent, deci la noi este o tradiție, la 24 ianuarie se sărbătorește permanent. Noi nu am sărit peste niciun an. Când l-am comemorat pe Alexandru Ioan Cuza, când am sărbătorit evenimentul de la 1859 și așa facem și acum. Ce să mă spun, eu vă mulțumesc din tot sufletul, surprizele au fost foarte bine. Da, bine, vă mulțumesc pentru asculturile dumneavoastră. Da, cu mulțumesc. Învățător Irina Dobu sunt, de 3 ani managerie școala gimnazială Ruginoasa. Nu pot să rămân indiferentă la provocarea domnului profesor și nimeni de aici din sală nu poate să rămână indiferent. Eu vreau să vă asigur că noi la Ruginoasa am dat viață atât poveștilor și povestirilor populare despre domnitorul Alexandru Ioan Cuza și Elena Doamna prin cântec, expoziții, deci cântec, culoare, recitare, pentru că ieri și astăzi am desfășurat zilele școlii gimnaziale Ruginoasa, ediția a doua. Domnule profesor doctor, mă simt onorată și sunt mesagerul colegilor, învățătorilor, educatoarelor și profesorilor de la școala gimnazială Ruginoasa, pentru că astăzi ne simțim cu mult mai bogați vis-a-vis de documentul pe care ni l-ați promis că îl vom avea în Xerox, cu mare drag. Profesor Nelu Cristian Poscaru. Și nu am elevilor școlii gimnaziale Ruginoasa cu o foarte apropiată ocazie. Vă mulțumesc! Faceți cer de domnului primar ca din fondul de achiziții să meargă la muzeu să cumpere toate publicațiile recente despre Alexandru Ioan Cuza. Nu scap ușor, să știți. Domnul profesor. Da, vă rog, dacă vreți să spuneți ceva, dacă domnul microfonul... Nu mă rețin doar atât. Vreau să asigur pe domnul profesor, doctor, că plecăm de aici, de la această adunare, nu cărduri, cărduri, cum vă spun domnul Socan, cărduleții, cărduleții. Dar cu lumină în suflet, cu lumină în gândire, cu lumină în cunoștință, ne-ați luminat multe lucruri, nu le-am știut și le-am ascultat cu ochi și urechi ca un învățăcel
care în 1800 și a participat la prima lecție cu domnul învățător de la Vântiloasă. Eu aș dori și mă gândesc că poate astăzi și mâine cârmuitorii țării noastre se vor apleca cu mult suflet la paginile de aur ale istoriei legate de domnitorul Alexandru Ioan Cuza și se învețe ceva din ceea ce a făcut Cuza pentru țară. Fiindcă portretul moral al acestui domnitor progresist și democratic vor rămâne în sufletul românilor adevărat cu dragoste de țară. Vă mulțumesc. Îmi propusesem să vorbesc mult mai multe, dar poate și altcineva ia cuvântul și eu sunt foarte încântată de prezența dumneavoastră. Mă gândeam așa, Doamne, ce mic sunt și cât de puține știu. Și ar trebui ca intelect, ca fost și intelectual, zic, mă mai numesc, să mă plec cu mult suflet și cu dăruire asupra paginilor de istorie care este atât de frumoasă și noi știm atât de puțin. Fiindcă noi am învățat istoria, generația mea, așa cum știți că am... Promite, domn primar, că aduci un vagon de cărți de la aia. Să aduc, nu un vagon, măcar să avem fiecare posibilitatea să citim o seară, două, trei din paginile acestea. Vă mulțumesc, cer scuze. După ce a intervenit Cătălin, parcă nu mă pot abține, nu colim, de fapt, problema. În ultima vreme apar pe mijloacele media tot felul de chestiuni. Că adică moldovenii nu și-ar fi dorit unirea. Că adică moldovenii erau îngrijorați că o să piardă foarte mult și că toată această poveste va fi în favoarea valahilor. Evident că există un singur ideal. Evident că Moldova trăia mai bine. Moșile erau mai scumpe, banii erau mai mulți, comerțul mai dezvoltat, oamenii mai așezați. Era un nivel de viață ceva mai mult. Numai că alte variante nu existau. Oamenii au fost nu doar separatiști, elita în general, când ne referim la profesori, la învățători, când ne referim la funcționari, când ne referim la avocați, la judecători și procurori, că erau și pe vremea, când ne referim la oamenii politici, erau conștienți de această chestiune. Ei, dar dacă capitala ar fi fost la Iași... Dar nu se putea la Iași, doamne, că Rusia era la 30 de kilometri. Nu se putea la Iași. Pentru că atunci marea problemă era frica de Rusia. Era frica de Rusia. În 1812, când s-a negociat pacea de la București, cu zi înainte de a se semna pacea, au cerut rușii, au cerut Moldova până la Siret. Și numai o chestiune cumva, eu zic că din noroc, a făcut că s-au tergiversat în o zi două discuțiile și s-a dat până la punct. Vă dați seama ce mi-ați fost la Siret? Vorbeam rusii ăștia. Deci Rusia a fost percepută ca un imens pericol atunci în secolul XIX. Ca un imens pericol. Nici nu se putea... Nici nu se putea pune problema să fie capitala la Iași. Nici nu se putea pune problema. Domn profesor, o întrebare, dar acum nu mai este un pericol? Este, doamnă, sigur, e cum a trebuit. Este un pericol, este, dar nu atât de mare, nu atât de mare. Și știți de ce cred eu că nu atât de mare? Pentru că și aici, domnul profesor Strogan, știu mai bine ca mine și cealaltă firiera care e dumnealui, articolul 5 din partea NATO, nici am apără. Oricând ne-am... Că dacă nu ne apără, înseamnă că nu există NATO. N-am avut niciodată o garanție de securitate de putere. Pentru că să știți că ăsta a fost unul din motivele și pentru care s-a trecut peste povestea asta. Că moldovenul să aibă de suferit și mai ales eșeni. O să fie Iași un fel de hârlău. N-a ajuns un fel de hârlău, dar sigur și-a pierdut centralitatea. De ce? Pentru că era garanția colectivă a marilor puteri. Sigur, era un stat autonom, încă sub tuci, dar garanția asta era formidabilă. Pentru că niciun stat nu putea îndrăzni să mai intre cu armata pe teritoriul Moldovei și noului stat, că ar fi produs reacția obligatorie a celor care ne garantase autonomia. Erau garanții de securitate extraordinare. Pentru un stat mic, adică haideți să fim, nu eram buni cu pământul nici acum. Un stat mic la gurile Dunării, pe unde obligatoriu trebuiau să treacă armatele rusești dacă mergeau spre strântori. Adică dacă dar mergeau spre Bulgaria. Au făcut-o de dragul nostru. Au făcut-o pentru interesul lor. A bine, sigur, sigur. Deci, acest sacrificiu trebuia făcut. Cum eu sunt convins că printre oamenii noștri politici, atât de blamați de după 1990, au fost unii conștienți că această poveste cu intrarea în NATO și în UE va avea și un preț. Pentru că știți, orice cu rest, adică dă un rest, nu poate să fie... Dar avantajele
o precumpărită la propriul dezavantaj. La, la fel a fost și la 50. Mai ales în perspectivă. Au gândit din perspectiva aceasta că avantajele precumpăresc în raportul dezavantajele voții în care, repet, Iași capital era exclus din motivul pe care l-am, din motivul pe care l-am amintit. Și să știți că, că întărirea statului s-a făcut destul de hârâială și cu destul de complicații. Primul partid care a depus liste de candidați și în Moldova și în Valahia avea la 1879 Partidul Liberal. Deci iată, două decenii după Unire. Până atunci, cei din Moldova de până la liste candidați? Numai în Moldova, cei din țară românească, numai în țară românească. Pentru că au înțeles oamenii că e nevoie de perioadă de timp ca lucrurile să așeze, ambițiile să se potolească și nu, unirea nu rămâne doar o vorbă politică, ci să se petreacă, pentru că până la urmă, dincolo de, de eu știu, de desiderate, de aspirații și de speranțe, e viața de zi cu zi a oamenilor. Care cred de interese personale, de ambiții, de dorințe de a face carieră și alte lucruri, care până la urmă trebuie să recunoaște și contează. Și atunci, nu, a fost o perioadă în care lucrurile s-au întărit în timp. Și aici eu cred că rolul formidabil a fost al lui Cuza, că a avut acest curaj, pentru că eu înclin a crede, dar doar un element. Trimit în septembrie 15 septembrie, în fiecare an începea sesiunea de toamnă, parlamentară de toamnă. Și trimit în septembrie un mesaj, era obligatoriu, mesajul tronului ăsta, nu era un mesaj privind starea națiunii sau vorbările astea, ci era un mesaj în care era anunțat programul guvernului pe sesiunea parlamentară respectivă. Și în care spune Cuza aproape invitându-i să-l dea jos. Că dacă vreo soluție mai bună pentru țară s-ar întrevede la un moment dat, el nu ar ezita să redevină colonelul Cuza și să se retragă dacă acea soluție ar dovedi mai bună pentru țară. Adică, practic, invita ceea ce arată, într-adevăr, a fost ales de două ori. După 1860 a fost ales de două ori senator în Parlamentul României și a refuzat să-și preia mandatul. Dacă i-a scris însuși carul, chemându-l să-și exercite mandatul. Și a preferat nu se întoarcă tot mai pentru a nu fi folosit în tot felul de, că știu, ceea ce arată, tipul de povestea cu viața personală, sigur, o, de stat, orice o mare și păcate. Dar a fost om de stat. A fost dar nu-i poate atrasa cu viața personală. Da, bă, aici sunt multe doamne și încerc să fie ce simt. Da. Știți, adică toate lucrurile acestea trebuie să ne cumpărim atunci când facem o, când facem o evaluare. Și de asta sunt cumva de acord cu Pietru Cătălin Botoșineanu, că sunt anumite chestiuni, se simt că ar trebui să le spunem noi, profesorii de istorie. Pentru că de la televizor aflăm bazaconii. Unde sunt bazaconii? Realmente bazaconii. Povestea asta cu moldovenii n-au vrut unirea, e o bazaconii fără mați. O bazaconii fără mați. Că sigur exista niște ambițioși, unii dintre ei, sigur că la Mănăstirea Neamțului erau niște călugări cu care Rusia se cam folosea din ei. Sigur că erau niște feciori din mari boieri pe la Iași care sperau să ajungă domni și că când o să plece Cuza o să fie șansa lor. Sigur că mitropolitul se temea că o să facă un patriar și că nu o să fie el, o să fie la din țara românească. Evident că toate aceste chestiuni care țin de așezarea lucrurilor într-o comunitate mai mică, mai mare, nu? Le vedem și astăzi, toate aceste chestiuni sunt adevărate. Dar dincolo de asta, pe ansamblu, evident că moldovenii și-au dorit unirea. Mulți dintre ei, mai ales ăștia, acei cu o brumă de educație, înțelegând că Moldova va plăti un preț. Că poate modele n-au fost recunoscători cum ar fi trebuit, asta e altă, e o altă discuție. La fel cum și o altă bazaconică, adică ardelele n-ar fi putut în 1918. Eu mai am văzut la televizor. Evident că erau anumite chestiuni care se petreceau pe la București, cu regățenii ăștia, cu luptele politice, cu tot felul de chestiuni cu corupția, cu ambițiile personale, care îi îngrijorau, că erau, aveau alte formații, mai cu Europa Centrală, cu austrieci. Dar ca voință politică, evident că au venit. Bun, chiar... și acum ne vom uni cu Moldova? Știți cum e? Povestea asta cu Moldova e, în primul rând, voința lor. Deci, în primul rând trebuie voința, eu asta cred, în primul rând trebuie voința lor. Deci, semnalul principal trebuie să vină dinspre direcția aceea, pentru că evident că din România cred că numai cineva care nu se sănătos la cap poate să pună problema că națiunea română de dingua și nu își dorește așa ceva. Dar lucrurile astea nu trebuie, după părerea mea, forțate. Nu trebuie forțate de ce? Nu trebuie forțate pentru că după aceea lucrurile se așează într-o albi, dar trebuie forțate pentru de părere externă. Nu trebuie lăsată senzația de făcută cu forță. Trebuie, așa cred eu, nu știu, poate nu știu, poate sunt și alte păreri, dar cred că semnalul în primul trebuie să vină și poate că se coace mai sănătos. În măsură ce și acolo curentul pro-european se așează, probabil că lucrurile vor intra într-o matcă cumva, cumva firească. Da. Mă scuzați pe toată.
profesor doctor, domnilor colegi, domnule primar. Mă simt de afară în urma doamnei Ungureanu, ca și viitor pensionar al Ruginoasei. Și să vă garantez că ne-ați luminat mințile, ne-ați îmbogățit cunoștințele și să rămânem cu speranța, așa asta o spun în numele colegilor mei, ca peste 50-60 de ani, cei care vor veni la această masă să-și aducă aminte de titorul școlilor actuale de Ruginoasa, cele trei școli, cu îndrăzneală sau fără îndrăzneală, cu răfuială sau fără răfuială, cu candidatură sau fără candidatură, cu jurături sau fără jurături, colonelul Moraru să rămână 0,000 urmașul colonelului Cuza. Vă mulțumesc! Și eu bună ziua, ca fiindcă a satului, nu mă pot abține. Stimați domnule profesor, care sunteți în sală și toți consăstenții care ați venit la această importantă... Ce jurături au fost, la această importantă eveniment. Nu oricând avem privilegiu să avem asemenea musafiri în comună, dar noi suntem foarte obișnuiți și nu las să treacă aproape nicio acțiune la care să nu fiu și o prezentă. Atât cât mai pot și mulțumesc Dumnezeu pentru că mai pot. Mi-a plăcut absolut tot. Absolut totul. Mi-a trezit melancolia celor 40 de ani de învățământ. Mi-a plăcut istoricul școlii. Știu că dumneavoastră predați cu aluziile istoria artelor. Dar aici am strălucit și în predarea unei, nici nu putea să fie altfel la domnul doctor, profesor Socanu. V-am născut aici, am învățat o școală normală. N-am avut privilegiu să funcționez aici, dar unde am fost și absolut toți cei absolvenți de la noi, care am fost absolvenți ai școlii normale de Iași sau chiar de la Bernard, acolo unde am fost, am căutat să semănăm sămânța binelui, a frumosului, a păcii și a dragostei față de țară. Și sper că am reușit. Ce poate fi mai frumos decât ceea ce se întâmplă astăzi? Și noi suntem foarte mândri și peste tot unii mă duc, mă laud, sunt născută în Ruginoasa când aud de cineva, a, Cuza, sigur. Să ne mândrim cu Cuza, să ne mândrim cu cei care au reușit să facă ceva pentru țară. Noi am făcut atât cât ni s-au permis. Priceperea noastră, sperăm că am reușit atât cât ne-am făcut și noi. Doresc celor care vin după noi, exact cum alături doamnei, să fie sănătoși și să realizeze mai mult decât am putut noi. Condiții sunt de voință și dragoste de țară. Cărți vor fi? Cărți, amărți! Cum pot să amintesc, acum 2 ani și ceva, am avut o lansare de carte în acest centru, nu era centru cultural, era ianuarie, tot 24 ianuarie, și atunci am smul, practic, cei care au venit la lansarea de carte au smuls domnului primar o promisiune, că va face din această clădire un centru cultural și s-a ținut de promisiune. Deci, vagonul cu cărțile îl vom primi, cu siguranță. Nu înainte de a sfârși și a vă invita, dar nu, voi, domnul primar, au fost încheie totul, dar vreau să amintesc totuși și să mulțumim foarte mult domnilor profesori. Vreau să vă spun că o să mă auziți de noi, Ruginoasa, cu siguranță, și prin mass media, pentru că vă mulțumim pentru că ne susțineți. Meritat. Și cred că, așa cum spunea un domnul profesor Andrei Mihalache, istoria se va întoarce la locul faptelor, ca principi de altfel. Dar nu se întoarce și Cuza acasă. Asta vreau. Am mers să ajung mai... mai încolo. Noi ce să vă spunem, noi suntem decât deci că ne leagă această localitate de numele Cuza. Mâine avem, cu această ocazie, vă invit mâine la 24 ianuarie. Toate manifestările noastre se desfășoară început cu ora 12. La Biserica Dumnească, unde va avea loc un tedeum și o slujbă de pomenire în memoria domnitorului, cu depunere de coroane la mormânt,
Jucăm Hora Unirii la fel ca întotdeauna, în fața palatului. Și țin să nu uit să vă spun. Și noi, că e legendă sau că e cu siguranță așa s-a întâmplat, noi știm că totuși Guvernul Regional s-a reforma, a fost reforma agrară, mă refer la ce spunea domnul Costar, a fost instituit aici și la noi la etaj la palat. Și așa se spune că primii țărani din Regional s-au fost întrebări, proprietăriți în 1864. Iar prima biserică, dată statului, dar cu drept de administrare. Nu, cu prietenia a fost început în 65. Da, a fost biserica domnească, așa știm noi. Așa... E foarte cam, așa trebuie și păstrată legendă. Dar nu este legendă, totuși este o mare. Vă invit în sala care vi s-a spus, dar nu înainte de a da cuvânt domnului primar, să vă prezint. În sfârșit a venit și mie rândul, apă la mană, apă la mană, că sunt morare, așa și face și făina. Și bine este că astăzi am avut profesori, nu politicieni. Eu le mulțumesc foarte, foarte mult că au venit, ne-au împărtășit din cunoștință de dumnealor, din ceea ce nu am avut noi posibilitate să cunoaștem. De exemplu, primul școală la noi a fost în 1865 înființată. N-am știut, n-am avut de unde. Mulțumesc, domnul profesor, am mai dus o bucățică aici la memorie. Vă mulțumesc și vă așteptăm și la anul. Dar poate să mai vină și până atunci. Nu pentru altceva, ci pentru a sărbători un nou moment frumos din istoria comunității noastre și din istoria țării noastre. Eu vă mulțumesc cu drag la toți din sală, vă mulțumesc că ați dat binețe la invitația noastră. Vă așteptăm și la alte evenimente. Vă așteptăm să vizitați și acum ceea ce s-a pus temelie aici la noi și așteptăm ca și mâine la celelalte evenimente să ne întâlnim cu drag, să ne salutăm, să ne spunem bună ziua și să ne urăm la mulți ani. Vă mulțumesc că ați avut mulțumesc.